toate, îmi face mare plăcere să salut revenirea la punctul de întâlnire a doctorului Teo Trandafirescu, medic de origine română aflat la New York, unul din cei mai buni specialiști de origine română în Statele Unite, specializat în bolile plămânului și în anestezie, terapie intensivă. Bună seara, doctor Teo Trandafirescu, și mulțumesc că suntem în legătură directă din nou. Salut, Radu. Eu mulțumesc și mulțumesc pentru introducere. Cred că părinții mei, de care te-ai oferit să-i ajuți în caz de au nevoie, și îți mulțumesc mult, ar fi foarte mândri, și nici părinții mei nu pot să vorbească mai frumos decât cum ai introdus tu. Mulțumesc! E simplul adevăr, nimic mai mult. Îi salut pe părinții tăi și le transmit și lor foarte multă sănătate. De aici, de la distanță, ne ajutăm reciproc, așa cum am făcut-o din anii liceului până astăzi. Teo Trandafirescu, vedem că în continuare una din cele mai mari provocări ale lumii este la New York. Care este situația în momentul de față și ce am putea să aflăm din noutățile pe care le-ai descoperit ca medic practician specialist acolo? Deci, acum avem un volum mai mic de pacienți. S-au mai liniștit apele după marea inundație cu COVID, care am avut-o acum 4-5 săptămâni. Deci suntem în control. Acum ne-am mai așezat puțin tel și încercăm să venim cu date clinice despre posibilități de tratament de succes al COVID-ului. Momentan cred că sunt peste 350 de studii clinice și preclinice de studiere a acestei maladii, acestei boli. Deci în momentul de față a scăzut un pic presiunea acolo la New York. Eu urmăresc în fiecare zi conferințele de presă atât de la casă. Din lume, dar semnalul pe care tu îl dai de scădere e absolut încurajator. Mai există acea presiune a paturilor ocupate și a echipamentelor insuficiente? Nu, momentan nu. La nivelul nostru de spital suntem destul de bine și avem acum un procent destul de mare de a discharge pacienți cu COVID din spital. Am avut sute de pacienți, chiar mii de pacienți pe care totuși au făcut destul de bine. Cei de la terapie intensivă reprezintă un eșantion de pacienți de care să vorbim în special în seara aceasta, cum se pot trata. Dar ce să spun, am depășit criza, cred. Încă nu suntem total out of the woods, cum spun americanii, deci avem mult de lucru, dar am depășit criza, vârful crizei. Hai să începem să valorificăm excepționala ta experiență profesională și o să te rog să vorbim întâi despre categoriile de vârstă afectate. În primul rând despre vârsta celor infectați și apoi despre vârsta celor decedați. Să le luăm pe rând. După cum s-a văzut, acest virus nu este selectiv. Poate ataca pe oricine, dar marea majoritate a pacienților la studiile de la noi, de la Mount Sinai și de la Columbia, arată o predispoziție a pacienților între 55 și 70 de ani de a dezvolta infecția. Dacă sunt comorbidități de natură diabet, hipertensiune și obezitate, crește acest risc. Cei care nu au un doctor sau nu au asigurare medicală se pare că au fost afectați mai mult. Deci această responsabilitate medicală și civică pare a fi un factor determinant în a dezvolta boala. Și, clar, mortalitatea este mai mare cu câte organe interne sunt afectate. Nu numai plămânii. Dacă intervin și rinichii, dacă intervine și sângele, mortalitatea este mai mare și cu cât ești mai în vârstă, cu atât ai mortalitate mai mare. La cazurile de persoane mai tinere, care este mecanismul de agravare a bolii? Pentru că și aici, în România, vedem un procent destul de îngrijorător de, să zicem, între 20 și 30% persoane tinere până în 60 de ani, care cu niște afecțiuni care evident pot fi duse pe picioare în momentul în care se întâlnesc cu coronavirusul, pur și simplu devastează organismul. Care e amenințarea cea mai mare pentru persoanele până în 60 de ani?
Deci COVID-19 este o boală variată și variabilă care trebuie prevenită, recunoscută, clasificată și tratată. Ce este important, înainte de a ne duce la tratament, ar trebui să o clasificăm și cred că trebuie să fim destul de strict pe niște criterii fiziologice și de risc, să categorizăm acești pacienți, cred, în stadiul 1, care este asimptomatic, are un test pozitiv, niciun simptom, nu prezintă risc mare, stadiul 2, în care avem o infecție virală, simptome minore, respiratorii, și după aceea ne ducem la stadiile 3 și 4 de inițial pulmonare, fază inițială pulmonară, stadiul 4, terminală pulmonară, în care risc să te duci pe ventilator, și stadiul 5, în care ajungi cu toate organele interne implicate, multi-organ failure, cum spunem aici. Deci în momentul în care ajungi la multi-organ failure, mortalitatea este destul de mare. Principiile de tratament, care sunt până acum, după 4, 5, 6 săptămâni, toată lumea medicală vrea un tratament miraculos și efectiv. Dar principiile de tratament în stadiul de multiafectare al organelor interne se bazează pe un medicament împotriva virusului și a replicării virale și al dezvoltării virale, numărul 2, creșterea imunității organismului, și numărul 3, aceasta este cea mai mare complicație, tratarea reacției și furtunii inflamatorii date de citochinele inflamatorii, cu coagulopatia de rigoare. Am învățat destul de greu la început, acum 5 săptămâni, puneam catetere de dializă în bolnavi intravasculari și imediat se coagulau foarte repede. Nărsele mă întrebau, s-a coagulat cateterul, nu prea le credeam, m-am dus la cateter din nou, am raportat cateterul, că ar fi ceva rom cu cateterul. După o săptămână, două, am realizat că acești pacienți cu COVID au o predispoziție de hipercoagulabilitate, deci pot dezvolta cheaguri de sânge în artere și veni și acesta este un risk factor. Am învățat pe parcurs să-i punem pe medicamente subțietoare de sânge, cel mai bun pare a fi heparina. Acum se pare că avem totuși rezultate mai bune decât dăm anticoagulare și am început să mai dăm steroizi. Steroizii, la fel, foarte controversat steroidul în medicină, dar o medicină, o vorbă veche din medicină spune că steroids and rock and roll never die. Deci steroidul și rock and roll nu moare niciodată. Italienii pe martie 10 au spus să nu dea steroizi. Au revenit la nivel de societate națională, de ATI, 3 zile au devenit da steroizi. China la fel. Deci mesajele au fost mixte și contradictorii. Momentan, la noi am venit cu un guideline să dăm steroizi și în cazurile foarte grave, cred că steroizii pot ajuta. La fel și anticoagulare. Acest cytokine release syndrome, CRS, este destul de comun în bolile mediate imunologice, de natură infecțioasă, boli imunologice, în limfoma sau în medicina de transplant. Deci sunt destul de mult recunoscute. De vreo 7-8 ani noi dăm anti-IL-6 în aceste cazuri extreme de cytokine release syndrome. Și acum a fost aprobat în 2018 la cei cu limfomă să se dea interleuchina 6, anti-IL-6, cum le spunem aici la medicament, care sunt mai multe. Deci am învățat pe parcurs să ne ajustăm și ce medicamente credem că ar merge. Aș putea să dezvolt mai mult subiectul acesta dacă avem timp. Deci sunt multe medicamente care de-a lungul timpului le-am încercat și au mers sau n-au mers. Ce să spun, volumul și rapiditatea cu care se produc momentan studiile de cercetare terapeutică medicală ne arată foarte clar necesitatea și capacitatea de a produce studii, rezultate medicale de calitate, evidență medicală de calitate. Momentan avem numai studii clinice mici, păreri, recomandări personale, date observaționale, case reports, care creează mai multă confuzie și imprecizie în legătură cu acest tratament pe care noi îl dorim să fie efectiv. Asta cu rock and roll-ul ți-o pot confirma și eu, că noi la vârsta asta am rămas tot, și se spune despre rockeri că sunt pe steroizi, da, am rămas pe steroizi în privința muzicii rock, nu ne-am schimbat deloc față de acum
30, chiar 40 de ani, dar aceste elemente noi și foarte interesante pe care tu le aduci în discuție, și anume anticoagulantele și steroizii, ajută la efortul pe care îl faceți ca pacientul să supraviețuiască? Este alta șansa de supraviețuire cu anticoagulant și cu steroizi față de acum 5 săptămâni? Da, la cei foarte serios afectați măresc șansele de supraviețuire. Nu știu ca și procentaj cât de mult, dar măresc șansele de supraviețuire. Pentru că la fel de mult ca și efectul medicamentului contează experiența voastră. Pacienții se bazează extrem de mult pe cazurile rezolvate și pe cazurile cu care medicul s-a confruntat. El capătă o experiență și vede la 10, 20, 30, 100 de pacienți care este reacția acestor medicamente. Deci noutățile acestea două sunt anticoagulante și steroizi? Acum pot să trec în revistă mai multe medicamente și de-a lungul timpului și care cred că ar merge, potențial ar merge sau nu merge. Deci noi am început la început cu clasica azitromicină, care o dădeam, ziceam că are un efect. Acest medicament are un efect antiinflamator pe mucoasa bronșică, ceva magic care se duce pe mucoasa bronșică, dar nu neapărat antiinfecțios. Este un medicament antibacterial, nu antiviral, dar l-am dat. Păreri controversate. N-aș fi în favoare dându-l foarte mult dacă nu există vreo infecție, vreo coinfecție bacterială. Despre coagulopatie am spus, heparina pare cea mai bună, care are și un efect antiinflamator. Deci acest stadiu cu COVID-19 este un stadiu de hipercoagulabilitate și trebuie adresat. De obicei ne uităm la nivelul de D-dimer, deci ar fi bine să facem un nivel de D-dimer și inflamatorii, markerii de inflamație acută, interleuchina 6, feritina, CRP-ul. Deci sunt mai mulți markeri inflamatori care se pot lua din sânge, se iau inițial și după aia când se dă medicament, când tratăm pacienții, putem să vedem dacă răspund sau nu. Haideți să vorbim despre medicamente generale, antivirale și antiinflamatorii, pentru că momentan am început să dăm serumul convalescent, care este principiul de medicament. Iei un serum de la un pacient care a fost infectat, îl concentrezi, iei anticorpi de la acel pacient și dai pacientului bolnav, sperând că acești anticorpi monoclonali, anticorpi, vor putea să contracareze această furtună infecțioasă. Acesta este principiul de a da serum convalescent. Ca orice lucru, când se manevrează cu sângele, este un business sângeros. Deci trebuie văzut cât de mult ceea se ia. Ceea ce numim noi transferul de plasmă aici în România. Da, convalescent, transferul de plasmă. Este un tratament promițător. Acest tratament s-a dat și în 1918 la Spanish Flu. Acest tratament s-a făcut și pentru Ebola virus. Deci nu este nimic nou cu acest tratament de plasmă. În același timp s-au mai dat interferonul împreună cu acești agenți interleuchină 6 împotriva, care se pare că ar avea rezultate bune. S-au dat stem cell. Dar cred că cel mai important, dar văd că încă n-au ieșit foarte mult pe market, sunt cei de la Regeneron, care au folosit niște anticorpi monoclonali artificiali, programați genetic, dezvoltați, folosiți cu foarte mult succes în criza din Ebola, din Congo. Deci s-ar putea nu neapărat să se ia sânge de la om, se poate dezvolta artificial, genetic programat. Și din ce știu Regeneronul, compania, sunt în studiile clinice de a dezvolta acești anticorpi. Dacă îi dezvoltăm, ar fi foarte bine ca terapie și ar fi și un pas important către imunizarea pasivă, așa zisul proces de vaccinare al pacienților. Deci sunt terapii promițătoare. În același timp s-au încercat alte medicamente care sunt folosite pe receptorii de ACE inhibitor, enzima de conversie a angiotensinului, se numește Arbidol, cu recombinant solubil de ACE inhibitor. Părerile sunt pro și con, nu l-aș recomanda. Vedem că anumite medicamente din alte tratamente de cancer și al pancreatitei, de exemplu camostatul mesilat, s-a încercat în tratamentul cu COVID. Deci noi extrapolăm de la alte afecțiuni de sânge,
de cancer sau alte afecțiuni de infecție care le-am avut în trecut să le încercăm pe studii clinice. Problema că este un timp destul de scurt, un studiu clinic durează, mai multe faze. Acum tot încercăm să dăm pe repede înainte. Nu cum ar merge. Da, pe fast forward, dăm repede. Nu, acum nu cred că se mai poate cere un, dacă publici o hârtie medicală, să ți se ceară foarte multe review-uri de la editorial board. Acum se publică destul de mult. Este chiar o inflație de literatură medicală alături de COVID. Te cheamă colegii, sunt absolut senzaționale aceste dezvăluiri ale tale. Te rog să faci ceea ce ai făcut în toți anii ăștia și în toate aceste zile, să împărtășești aceste informații extrem de prețioase cu Raed Arafat, cu care ții legătura, cu Bogdan Oprița, oameni care te prețuiesc foarte mult și care primesc de la tine aceste informații. Mi-ai dat o doză fantastică de optimism cu tot ce ai spus în seara asta. Îți mulțumesc foarte mult, Teo Trandafirescu. God bless you și stay safe. Avem foarte mare nevoie de tine, de experiența ta. Și vreau să concluzionez, Radu, se poate? Sigur. Doar o singură concluzie. Deci, în primul rând, noi doctorii nu suntem Dumnezeu și nu suntem nici doctorul Google. Dar intuiția clinică bazată pe educația și experiența medicală până acum îmi spune că probabil niciunul dintre aceste tratamente sau combinații de tratamente nu va lucra foarte efectiv în stadiile terminale. Sunt foarte eficiente în stadiile inițiale și intermediate, ameliorând simptomatologia și durata. Deci este foarte important ca să fie recunoscută destul de devreme boala și tratată devreme. Și sunt o grămadă de tratamente homeopatice, de la vitamine, care e un business foarte mare, care trebuie menționat, de la zinc, vitamina A, vitamina D, că stăm în casă și nu suntem expuși. Poate să meargă, poate să nu meargă. În China foarte mulți folosesc medicina tradițională și este o politică de stat în care vin și spun că iau succese foarte bune. Momentan este o ambiție, cred, între America și China, cine va ieși pe market cu un tratament efectiv, bun și cu un vaccin bun. Mersi mult, Radu. Speranța noastră este în voi și intervenția din seara asta pur și simplu din nou m-a cucerit. Sper să ne revedem curând. Stay safe, ai grijă de tine. Te îmbrățișez, Teo Trandafirescu. Numai bine la New York. Cele bune și de aici. Toate cele bune. Să ne vedem în curând sănătoși. Numai bine. Sănătate multă. Cele bune. Bye. Teo Trandafirescu, doctor...